Bună seara din Malaezia cu povești din... Thailanda. Din bună. Thailanda. Bună! Salut! Taranini! Salutare tuturor! Vrem să facem azi un clip despre Thailanda. Thailanda a fost prima noastră destinație în călătoria noastră în jurul lumii, care, ce să vezi, a făcut pană. Cea de-a doua destinație. Cea de-a doua destinație. Și vreau să vă spunem cât am cheltuit în cele 2 săptămâni de Thailanda. Ne-am făcut cheltuielile, le-am structurat așa pe categorii și haideți să vă spun, o să încep cu toată suma. 1255 de dolari ne-a costat pe noi 2 săptămâni de Thailanda. Aici nu includ zborul din România către Thailanda, care a fost undeva la 750-780 de dolari pentru amândoi. Cam atât. Hai să începem cu ce a costat cel mai mult. Cazarea, care a reprezentat 29% și cu un total de 366 de dolari. În Bangkok, unde am stat prima dată, pentru 7 zile am plătit 154 de dolari. Apartamentul, descrie tu cum... Un apartament micuț, drăguț, de 2 camere, da. Dormitor și sufragerie, cu o bucătărie micuță, drăguță și o baie elegantă. A fost frumos. Da. A fost frumos, primitor. Noi am fost mulțumiți de cazarea respectivă. Da, am avut tot ce ne trebuie. Principalul nostru criteriu când ne-am ales apartamentul a fost să fie cât mai aproape de acel metrou de suprafață. Vă recomand să faceți la fel, pentru că cu metroul de suprafață, acel BTS, așa se numește, puteți ajunge oriunde foarte, foarte repede. Și încă un criteriu al nostru a fost să avem o conexiune bună la internet, ca să putem să lucrăm, atât pentru proiectele noastre, cât și pentru clipurile, cât și pentru canalul de YouTube, unde trebuia să urcăm clipuri aproape zilnic. La acest apartament, la etajul 8, am avut o piscină, de care nu ne-am putut bucura, pentru că în cele 7 zile am muncit foarte mult și după lucru a trebuit. Am preferat să mergem să vizităm orașul și nu am putut să ne bucurăm. Arăta bine piscina. Arăta foarte bine. Da. Arăta bine. Ofertantă. Și am reușit să mergem sus la piscină, dar să stăm lângă piscină. Ziua în care am făcut și degustarea fructelor, clipul cu camera la 360 de grade. Dacă n-ați văzut clipul, vi-l pun aici să dați click și să-l vedeți, este un clip foarte mișto. Da. O să vedeți și piscina și o să vedeți de ce noi acum vorbim așa că n-am fost și noi să facem o baie. Deci atunci am văzut piscina. Noi văzusem în poze și am zis, super, abia așteptăm. Când ajungem, primul lucru care facem, avem piscină. Da, de unde? Da, de unde? Așa. Tot la etajul 8 am avut și o sală de sport. O micuță sală de sport cu câteva aparate, cu câteva greutăți, ceva micuț, drăguț, da. Dar cu care puteai să-ți faci treaba. Nici acolo nu am ajuns. Tot din același motiv. Bun. Haide mai departe. Restaurante. Restaurante. În categoria asta avem 150 de dolari. Aici am inclus doar locurile unde noi am mâncat. Că e restaurant, că e mall. Deci unde am cumpărat mâncare gata făcută. Pentru că am mai cumpărat și din supermarketul și am făcut-o acasă, însă acolo e altă categorie. Să vă spun acum repede despre restaurante. Poți să mănânci foarte ieftin, poți să mănânci și foarte scump, depinde doar de gusturile pe care le aveți. Vă recomand să încercați mâncare locală în restaurantele locale, adică în acele cazemate de tablă. Uitați-vă unde sunt localnici mulți și comandați cu 10 lei. deci vorbesc fix în banii noștri ca să înțelegeți, puteți mânca 2 persoane. Asta da? Este suma cu care noi am mâncat cel mai, da, cel mai ieftin. Cel mai ieftin. 10 lei. Orez pui. Orez cu pui, da. Da. O supă, o chestie. Pol foarte mic, este supă. Da, am mâncat o dată așa și am mai mâncat încă o dată. Îmi pare misia că a fost undeva la vreo 15 lei și am mâncat și supă și n-a fost pui, carnea a fost era gâscă sau rață, nu mai țin minte exact. Nu era pui, nu era găină. Foarte ieftin. Foarte ieftin și gustos. Da. Cam asta cu restaurantele. După aceea, cumpărături alimente. Aici avem 148 de dolari. La cumpărături alimente am pus ce am cumpărat noi în supermarket pentru a mânca acasă. Nu mâncam în fiecare zi la restaurant, am preferat să ne facem ce acasă și mai ales Alina făcea dimineața, fiecare dimineață. Da, fiecare dimineață pregăteam micul dejun ca să putem să începem ziua așa în forță. Putem să începem locul în forță, că după amiaza, după ce ne terminam programul de lucru, o luam la drum. Și oricum noi nu ne făceam niciodată planul. Ne uitam, vedeam, ne mergem astăzi, mergem în cutare loc. Noi ne făceam planul cu o zi înainte. Da, nici prea aveam timp să ne facem prea bine planul. Noi am plecat pe lume, dar și muncim. Adică nu am plecat doar, nu avem un buget deoparte și domnule, ăștia sunt banii noștri, nu facem altceva decât să călătorim. Nu. Am plecat să lucrăm. Mai departe, avem transport. Pe transport am cheltuit 146 de dolari. În transport am pus metroul de suprafață, am pus metroul subteran, am pus grabul, de multe ori e foarte ok să mergeți cu grabul și foarte ieftin. Tot în bugetul de transport avem, nu, zborurile nu le avem aici, deci doar grabul, metroul și acel tren de suprafață. Mai departe, zboruri, 117 dolari. Aici avem un singur zbor. Zborul dinspre Bangkok către Phuket. Exact, unde am plătit puțin extra și la bagajul de cal. Mai departe avem excursii. Am plătit 108 dolari pentru o excursie de o zi întreagă, de 8 ore în Phuket. O excursie pe care nu o să uităm, clar, n-avem cum să uităm așa ceva. N-ați văzut clipurile cu excursia, vă las la fel link și uitați-vă, are 2 părți. Suntem prin Phi Phi Islands și o să vedeți niște lucruri superbe. A fost foarte. Mai departe, avem altele. La altele am pus așa, cafea. Noi trebuie să ieșim și cum am văzut o cafenea, am tăbărât-o. Și ne-am luat cappuccino sau latte. Am băut în Thailanda cafea. Am început cu Starbucks. Da. Evident. Ceva ce noi cunoșteam, știam ce gustare și cum se prezintă. Scumpuță cafeaua de la Starbucks. Da, Starbucks, da. Dublu față de România. O dublu. Asta până am dat de Amazon. Da, o altă cafenea care Amazon. Amazonul este o cafenea? Da, un lanț de cafenele locale. Un lanț de cafenele locale. Da. Foarte bun. Adică eu una sunt foarte mare băutoare de cafea, iar eu dacă nu simt că cafeaua nu are gust de cafea și e foarte slabă, nu o beau. Nu-mi place. Trebuie să simt cafeaua și aia era perfectă pentru mine. Cu preț de România. Ceea ce, în mod normal, v-ați aștepta să spunem și la un preț la jumate față de România. Băi, nu, cafeaua e scumpă, are alt preț, bănuiesc, motivul e că aici nu se consumă cafea cum se consumă în Europa. Alt motiv nu văd. Dar mai mult sunt cu ceaiurile, din câte știu eu. Nu știu cu ce sunt ăștia, cred că sunt cu orez, de ăștia cred că își fac suc de orez, cafea de orez. Ăștia cred că au ei o combinație de dimineața, fac ceva de orez și se trezesc. Găsești aici orez peste tot. Mai departe. Da, în fiecare zi a trebuit să bem o cafea, chiar și două pe zi, dacă era... Mai departe, comisioane pentru schimb valutar. Aici avem... 27,93 de dolari. Băi, e mult. În Thailanda, comisioanele la ATM sunt mari. Undeva la 30 de lei banii noștri la fiecare retragere. Deci ai vrei să retragi 10 dolari? Adică să-i transformați în bahți. Nu-mi dau seama acum cât înseamnă. Dar la acea sumă îți aplică o comisiune de 30 de lei. Dacă vrei să scoți de 10 ori pe zi, 30 de ori 10. 30 de lei ori 10. Când ajungi în Thailanda, băgați de seama acest lucru. Că faceți-vă socotelele foarte bine înainte, cam cât ați avea de cheltuit, ce buget aveți. Și încercați să scoateți de la bancomat de cât mai puține ori. Clar că nu se poate să scoți de la bancomat o singură dată. Dar țineți minte că în Thailanda nu poți să plătești cu cardul peste tot. Toată lumea vrea cash și pentru asta trebuie să scoți de la bancomat. Țineți minte cu comisionul că asta e important. Vă treziți după aceea cu banii luați. Ne spunem că toată lumea vrea cash pentru că nouă ni s-a întâmplat chiar și noi să ne putem plăti cu cardul la anumite magazine unde nu te așteptai să nu funcționeze POS-ul, de exemplu. Am avut cazuri de... Sau la mâncare. Sau la mâncare. Uite, într-un mall în Thailanda, într-unul din mall-uri din Bangkok, am fost să mâncăm și nu puteai plăti direct, nici cu cardul, nici cu cash. Trebuia să alimentezi un card dintr-un loc, îți puneai o sumă pe el. Nu știu, consideri tu că vrei să mănânci ziua aia? Da, puneți-mi 500 de bahți, să spun așa. Plăteai, dar nu accepta card, spunea cash. Dar eu, din câte mi-aduc aminte, nici nu aveau POS la casele pentru cardurile respective. Da, bă, și în mall, adică da. E nasol. Da, aveai bancomat lângă, dar pe lângă... Acum să dai 220 de baht de fiecare dată când vrei să mănânci ceva sau e chiar... Nu, cum am spus mai devreme, trebuie să calculați foarte bine cam cât considerați că cheltuiți în perioada cât aveți de stat în Thailanda, pentru că vă dă la buzunar, ca să zic așa. Păi, uite, un alt exemplu. Am mâncat într-un loc amândoi cu 120 de bahți, da? Ei, gândiți-vă că dacă n-am fi avut bani la noi și ar trebui să scoatem de la ATM, pentru că acolo nu acceptau cardul, noi trebuia să scoatem 120 de bahți, iar bancomatul îți lua 220 comisiuni. Adică cu 100 în plus. Încă o dată, îi convine nimănui. Încă o dată plăteai masa. Adică dădeai și o masă la bancomat. Știi? Finul. Deci stai și pe el ca să nu se supere. Mai departe. Când am aterizat, ce am făcut prima dată, ne-a trebuit internet pe telefonul mobil. Da, când am ajuns în Thailanda. Da, la prima... În Bangkok. Cum am aterizat, ne-am luat internet. Am dat 15,85 $ pe cartela de telefon, unde am avut un trafic de vreo 80 de giga, nu i-am consumat, a fost foarte ok. Da. Noi am avut, ca să facem așa o economie, noi am mai avut la noi un telefon, am băgat SIM-ul în acel telefon și l-am folosit pe post de hotspot. Și în acest fel aveam internet pe telefon și eu și Alina. Asta nu e două cartele. Deci... Luați-vă un telefon de rezervă la voi. Bine, oricum luați-vă un telefon de rezervă în caz că îl pierdeți sau se strică, să aveți un backup. Și dacă nu-l folosiți la altceva, cu siguranță îl veți folosi pe post de hotspot și economisiți niște bani. Mai departe, spălătorie. Spălătorie. Spălătorie pe care am folosit-o în Phuket. În Phuket, da. În Phuket am avut-o, aveam la, nu știu cât, vreo 3 km, parcă da, am avut un, de cazare. Am avut o spălătorie foarte mișto, automată. Avem o poveste interesantă de acolo, o să vă lăsăm link-ul, da? Cei care ați văzut-o știți despre ce e vorba, cei care n-ați văzut, uitați-vă, încă o dată o să vă las link-ul și uitați-vă că e o poveste amuzantă. Mai departe, haideți să vă spun, deci acum v-am spus de în mare de cheltuieli și o să mă uit puțin în aplicația. Apropo, am o aplicație pe care noi am trecut toate cheltuielile, o să vă las link-ul în descriere, să vă instalați și voi dacă plecați, pentru că o să vă țineți controlul la cheltuieli foarte, foarte bine. E bine să notați tot, nu vă fie lene, că și am avut chestia asta, adică voiam să notez, că notez mâine, că nu știu ce, noroc că am păstrat bonurile. Alina ea e cu bonurile și atunci le-am trecut. Ca de altfel nu știam, cât am cheltuit. De câte ori mergem la cumpărături sau mai cheltuim câte ceva, indiferent că plătim cheie sau cadru, mai întreb. Că așa eu știu că îl zăpăcesc, dar întreb, ai trecut ce am cumpărat, ai trecut. Nu neapărat că ținem contul la sânge, la bani, dar suntem noi foarte curioși, vrem să vedem cum cheltuim, cât cheltuim și cum cheltuim banii, cum am făcut în Thailanda, da. Cât vom cheltui și cum vom cheltui pe perioada cât vom sta în Malaezia și mai departe să sperăm că trece repede cu perioada asta de restricții, ca să putem să mergem ca tare doar ne este, să ne plimbăm, credeți-ne. Știi ce e mișto? Eu că revin la aplicație, ce e mișto să le notez tot timpul, pentru că la un moment dat, când încep, cum îmi place mie să spun, când încep să fur curent și să te avânți așa în cheltuieli, da. Îți cam dai seama când să pui frână, știi? Să zici, bă, stai puțin, pentru că sunt foarte multe cheltuieli. Cartele de telefon, am spus, anumite taxe, comisioane și nu mai ții cont, că zici, bă, 200 de bați acolo, 100 acolo, da, dacă le-ai notate, lasă asta, dar cum suntem noi femeile, de fel, și cel puțin, cred că toate suntem la fel, dar eu spui că suntem noi femeile, nu mă baci cu mine. Eu vorbeam acum cu femeile care se uită la clipul ăsta. Când intru, fie că intru într-un supermarket sau într-un magazin de îngrijire corporală, tot timpul am boala asta să mă uit la măști de față, caut măști de față. Dar nu, pentru îngrijirea feței, a tenului. Credeți-mă că dacă noi n-am fi avut aplicația asta, eu până acum puteam să-mi cumpăr toate măștile pe care le vedeam. Cezarul cum zice, hai iau, cât costă, 20 de lei, 30 de lei, iau, dacă ar fi după el, le-aș lua. Dar eu mai pun frână, pentru că știu ce cheltuieli aveam, ce am cheltuit până acum și cât ar trebui să mai cheltuim până la următoarea destinație. Sunt foarte multe chestii de care nu-ți dai seama, poți să le cumperi să nu-ți dai seama. Până acum, cred că mi-am cumpărat vreo 5 măști de față, pe care le-am și consumat. Șefa la măști. Bun. Vreau să vă spun și de cazarea din Phuket, că v-am spus costul cazării cumulat. Acum să vă spun cât am plătit și pentru cazarea din Phuket. Pentru 8 zile am plătit $212. În Phuket am avut, la fel, am avut un apartament cu... Era o garsonieră foarte mare, împărțită în două camere, așa arăta. S-a asemănat foarte mult cu ceea din Bangkok, la fel. Da, cam la fel. Era un apartament micuț cu două camere, baie și bucătărie. Eu nu mai știu piscina la ce etaj era aici. Că tot așa, 7 sau 8 era piscina. 8, ceva de genul ăsta. Dar aici am și fost. Unde am și reușit să ajungem. Eu una am făcut baie în piscină o singură dată, pentru că n-am mai avut timp. Eu, sigur, m-am luat cu alte chestii mai degrabă în apartament, dar am recuperat eu. A reușit să meargă de 2 sau de 3 ori? Da, 2 sau de 3 ori. Am recuperat, deci da, la fel. N-am iertat-o. La același etaj cu piscina am avut și sala de sport. La sala de sport nu a fost. N-am mai ajuns că... Da, cred că se vede că n-am mai ajuns la sala de sport. Eu am vrut să mă duc la sală, dar m-am împiedicat de piscină, am căzut și mi-am udat hainele și am zis, bă, știi ceva, eu nu cu hainele ude, n-ai voie să ajungi. Cam atât, astea au fost cheltuielile noastre în Thailanda. Repet încă o dată, 1255 de dolari. Acum, vi se pare mult sau puțin? Mie personal, nu mi se pare că am cheltuit foarte mult, dar am cheltuit mult, asta mi se pare mie, însă puțin în orice caz nu este. Mi se pare că am cheltuit mult pentru că eu întotdeauna mă gândesc la fac paritatea în lei și îmi dau seama că am cheltuit vreo 4.600-4.700 de lei, aproape de 5.000 chiar în 2 săptămâni. Și banii ăștia cred că noi acasă încă trebuie că cheltuiam. Ținând cont de ce am făcut cu ei în Thailanda, dacă am fi făcut același lucru cu ei în Thailanda, în România, cam cât timp? Bine, dacă ar fi să gândim corect, ar fi, dacă eram în România, tot în călătorie, știi, nu ce am stat noi acasă, dar nu poți, acasă nu plătești chirie, adică nu prea pot să compar, dar dacă ar fi fost să fim turiști în țara noastră, să stăm 1 săptămână în București și 1 săptămână în Mamaia, să zic așa, stăream de 5.000 de lei. Garantat. Mă așteptam să zici că e costă. Nu, săream. Păi la ce prețuri sunt la noi? Adică să fi luat, dau un exemplu, să fi luat cazare la fel. Să fi luat un apartament în care să avem și acces la piscină și la sală și la... Păi gândiți-vă, Mamaia... Nu mai am problema că... Nu, eu mă gândeam așa că banii ăștia cam cât timp i-am fi cheltuit acasă, indiferent că... Da, nu prea pot să compar, da, nu-mi iese, nu pot să mă gândesc, știi? Acasă cu banii ăștia, nu știu, acasă apar și lucruri neprevăzute, o să mai strică ceva, nu știu cum să fac comparația și nu cred că e corectă comparația între banii din travel, din călătorie și banii pe care i-am fi cheltuit stând acasă. Poate nu cheltuiam deloc, poate cheltuiam de 3 mai mult, nu știu. Cam atât cu video acesta despre Thailanda. Dacă veniți în Thailanda și vă recomand să veniți după ce se termină nebunia cu virusul, aveți grijă de unde vă luați cazare, vă recomand să vă luați de pe Airbnb și o să vă spun și de linkul meu, dar nu de asta vă recomand. Vă recomand pentru că este foarte sigur, Thailanda e plină de țepe, iar cu Airbnb mergeți la sigur. Dacă în caz ați ajuns acolo și cazarea nu corespunde, Airbnb vă întorc banii înapoi. Deci este foarte ok, aveți asta în termeni și condiții. Dacă folosiți linkul meu din descriere, la prima cazare o să obțineți o reducere de 30 de dolari. O să obțin și eu o reducere la prima cazare, la următoarea cazare, pentru că mi-ați folosit linkul. Și până la următorul clip, vă las să vă mai uitați la clipurile noastre, cei care nu le-ați văzut și cei care le-ați văzut, mai uitați-vă o dată, glumesc, nu? Părerea noastră despre Thailanda în cele 2 săptămâni e una plăcută, una bună și ne mai întoarce. Da. Și ne mai întoarce neapărat în același loc, ne-am întors în Thailanda ca să vizităm mai mult. Două săptămâni nu prea am avut timp să vizităm. Mai avem de văzut o grămadă din Thailanda și ne-am întoarce, dar cu viză nu de 2 săptămâni. Noi am avut 2 săptămâni viză, acum ne-am întoarce cu viză pentru cel puțin o lună, pe care viza aceasta o puteți lua doar de la ambasadă. Visa on arrival nu se poate decât 2 săptămâni, deși acum, după toată nebunia cu corona, cred că oricum vor fi năsprite măsurile, știi? Și se va intra în țară mai greu. Mai greu înseamnă că Deja acum, pentru Thailanda, vă trebuie un certificat medical care atestă că sunteți abuz de călătorie, că nu aveți virus, că nu aveți de toate. Bine, vă salutăm! Vă dorim seară plăcută, din seară că la noi e seară. Da. Până data viitoare, stați în siguranță, spălați-vă pe mâini. Spălați-vă mâinile, că este foarte, foarte important. Și, încă o chestie, uite că mi-am adus aminte, se apropie sărbătorile pascale. Mai sunteți dintre voi care poate stați la distanță față de părinții voștri, stați la oraș, ei sunt la țară. Nu vă duceți să-i vizitați. Nu aveți voie să-i vizitați, vă rog frumos. Le salvați viața. Lăsați-i să stea în casele lor, să facă cozonaci, serviți-i online. Dacă aveți posibilitatea să-i învățați cum să folosească un WhatsApp sau un Skype, este un plus. Să trăim niște vremuri dubioase și cel mai bine e ca fiecare să stea la locul lui. Bănuiesc că nu foarte mult. Foarte important. Într-o lună, două, să sperăm că se vor așeza lucrurile. Pa! Am pupat și aveți grijă de voi.